uite-l mă, că are și el mașinuță, arată la bătrânei. Noi am tras aici o mică plimbărică, toată familia, că și mama pe aici, da. Ea este un YouTuber foarte, very important. Ce? Filmează și ea. Normal, că nu se poate. Unde ai fost? Hai, explică-te. La Pepco, că ea când vede un Pepco, nu contează în ce oraș suntem, unde, ce facem, că hai, suntem un Pepco, normal. Așa că și-a luat o punguliță cu câteva chestioare, bebe două mașinuțe și noi nimic. Ne plimbăm aici, în centrul orașului, în Torent, pe faleză. Ne plimbăm puțin el și după continuăm, că nu ne oprim astăzi la doar atât. Am terminat plimbarea și am venit să și mâncăm la restaurantul nostru favorit. Am ajuns! Am ajuns și la centru comercial, am cumpărat și două tigăi, că nu mă puteam abține din partea aia de la outlet și acum suntem la Bon Marea. Să le supungă când se poate. Fiți atenți ce faină decorațiune acolo cu sticle în magazinul ăsta. Gata și cumpărăturile. Mergem spre casă, că suntem ușor ruptus, frântus. Ce ți-ai luat, mamă? Am ajuns acasă, suntem puțin rupți cu toții. Am zis, înainte să ies puțin pe afară, să vă arăt. Am fost la un magazin în Bon Area, acolo unde mă duc eu la magazine. Mai există și o zonă de outlet și au un magazin cu chestii pentru casă, la reducere. Așa că, una bucată olicică din asta, perfectă pentru a face, eu știu, creme și alte nebunii. Și una bucată tigaie puțin mai mică, asta are 20 de centimetri, de la Valira. Mie îmi place foarte mult marca asta, când vine vorba de tigăi, olicele și așa mai departe. E cam așa ea, aici arată așa. Și astea sunt cele două lucruri de la magazinul ăla. Am ales de la Primer, dar de la Primer facem video separat, că sunt multe de arătat, așa că o să-l postez eu. Îl filmez acum și văd eu când îl postez. Până una alta, astea merg la bucătărie. Și apropo de olicele, tigaia, am cumpărat special pentru Alexa, că nu se descurcă cu tigăi mai mari. Și aveam nevoie... Fii, ieși afară! Aveam nevoie de o tigaie ca să manevrez ea, să-și facă omleta, să-și facă ouțul seara la cină. Așa că pentru ea am luat, nu v-am zis, asta 9 euro și o licică asta 11. Ce băiatul, ce face băiatul? Bine, hai și tu, dar ești plin de ce? Nu s-a jucat nimeni cu voi astăzi, da? Evita, ce faci, mamă? Frumoasa! Să iau ouțele de la găinuțe, să vedem ce fac și rățuștele. Astăzi vlog pe toată ziua, ați avut, e scurtuleț, că am filmat și-o puțin el, că nu pot să mă duc și la cumpărături și cu copiii și să și filmez. Și apropo, fata din parcul din Torent, care mi-a scris că m-ai văzut. Măi, fraților, când mă vedeți, vorbiți cu mine, nu vă fie rușine, chiar dacă sunt cu familia. Cu oricum, pe unde merg în lumea asta, merg cu ei după mine. Vorbiți cu mine, să nu vă fie rușine. O fată m-a văzut astăzi în parc, eram cu copii, și mi-a scris după aia că m-a văzut, de-aia a fost așa să... mă ia la întrebări că eram cu familia. Să nu vă fie rușine, că eu sunt sociabilă, vorbesc cu toată lumea. Ce fac fetele? Fetele și băieții? Ce faceți? Avem astăzi 4 ouțe. Ia uite-le, frumoasele. O tură rapidă și prin livadă. O, deja am florit ăsta de aici. Mamă, mamă, e un prun. Prun alb. Uite-l ce frumos a înflorit el. Păsărele. Pisicuțe, măr înflorit, caise. Întrebarea este în ce condiții găsesc eu floarea soarelui. Că am descoperit-o, i-am dat plasa la o parte și curioasă să văd dacă totul e în regulă. Că știți că aveam păsăroi care ne-au mâncat când eram micuți așa. Ei, a crescut undeva cam atât. Au, deci porumbul, ce mare. Ia să vedem aici. Ei, ia uitați. Ce frumoasă e!
Ce frumos a crescut umbra nucului, cum se vede acolo muntele, iar aici avem vișinul înflorit. Cântec de păsărele, de creierași și un apus corect, corespunzător în cele ce urmează. Dragii mei, și cam atât. Mă duc să mă schimb, să filmez ce am cumpărat de la Primark. Nu cred că îl postez în seara asta video, ci mai probabil mâine dimineață, așa că vă arăt. Nu, vă gândiți că au fost chestii extraordinare? Bine, mi-am cumpărat ceva super drăguț, evident, dar vă arăt mâine. Asta fiind spuse, să aveți o seară liniștită în continuare, vă pupăcesc și dacă așa vrea bunuțul, ne vedem și mâine. Ce faceți, măi, măcănețelor, măi? Ce-i cu stuful ăla la voi acolo? Ce faceți, surf? Ia uite asta că țărea pe stuf.